Don't know how to build a team from scratch or find good teammates? DreamTeam.gg, the ultimate team building platform. Find and connect with new players, coaches and teams. Manage and monetize your team. Get on fast track to advance from novice to amateur and, if desired, to professional gamer. Join DreamTeam.gg today. Salutare și bine v-am regăsit la un nou Tips and Tricks. În acest videoclip vă voi arăta cum să vă puneți configul jucătorului vostru preferat, pentru că am primit foarte, foarte multe requesturi la acest lucru. Toată lumea m-a întrebat cum îmi pun configul tău sau cum îmi pun configul lui X și lui Y. O să vă arăt imediat cum și mai ales ce trebuie să faceți pentru a face acest lucru. Nu este foarte complicat, este o metodă pe care eu o recomand, pentru că practic sunt două moduri în care se poate spune configul, unul în profilul tău de Steam și altul în Steam mare, dar asta va însemna că orice Steam vei deschide vei avea mereu aceleași setări. Eu nu recomand chestia asta pentru că se înțelege că te duci la o sală de jocuri, te joci și dacă spui configul acolo în folderul principal de la Steam, toată lumea va avea aceleași setări și e destul de incomod. Nu recomand chestia asta, prefer să ai profilul tău făcut și mai ușor. Haideți să vedem, nu știu, să încercăm să căutăm pe Google, de exemplu, dau un exemplu, nu știu, Coldzera config. Să vedem, pur și simplu random, să nu spuneți că fac configul meu sau ceva de genul. Ok, mi-a descărcat aici ceva, să vedem ce mi-a descărcat. Extract files. Coldzera. Ok, deci are configul lui, video și autoexec. Ce trebuie să faceți? Trebuie să luați aceste trei fișiere, să le copiați. După care să intrați unde aveți voi Steam, eu de exemplu la aici în Games, Steam. Acum, în mod normal, înainte și... Înainte se practica următorul mod, intrați în Steam Apps, în Common, Counter-Strike Global Offensive CSGO și puneați chestiile astea aici. Aici era înainte. Doar că după un update au schimbat chestia asta și acum trebuie să intrați în user data și să vă luați, aici aveți, eu mai multe Steam-uri pe care m-am legat de-a lungul timpului de când am instalat Windows-ul ăsta. Ăsta este profilul meu de Steam, este primul profil pe care mi l-am făcut aici, cum puteți observa, cred că e și primul pe care m-am logat. Apare nu m-am logat pe ăsta înainte, cumva. Bun. Intrați în folderul ăsta. Intrați în folderul 730 local config. Iar aici veți da paste, pentru că dacă vă aduceți aminte, stați să vă mai arăt eu o dată downloads. Astea, deci astea sunt fișierele pe care le are, pe care vi le dă orice config pe care le downloadați de pe internet. Eu nu o să-mi pun autoexec. El are niște setări pe care oricum le am. Astea, autoexecurile astea, nu vreau să pun chestia asta pentru că astea, de exemplu, rate-urile le poți pune tu manual și îți rămân dacă pui o comandă în set launch options. Astea interrupt și eu și eu le-am default, food scaling nu știu ce face personal. Rate-urile și FPS max oricum le-am puse și mi le verific eu constant pentru că în general ți le și forțează serverul. Deci în afară de autoexec, după cum te susțin, aveți configul care este similar ca și la mine și video, care la fel sunt setările video. După cum vedeți aici, rezoluția și pe care o folosesc eu, el din câte știu are aceeași rezoluție, da. Ce trebuie să faceți este să luați fișierele astea să le puneți peste, eu nu o să le pun peste aici în folderul meu pentru că o să-mi dea peste cap toate setările pe care le-am și nu vreau. Dar asta ar trebui să faceți, mai ales să vă găsiți, asta e cel mai important, să vă găsiți fișierul ăsta de aici din Steam User Data. Să vă găsiți exact folderul care este afiliat Steam-ului dumneavoastră, adică pe care îl folosiți acum, în momentul în care vreți să vă folosiți setările. Să intrați acolo, Steam 730. Local config, puneți aici, dați paste la fișierele astea și după aia când intrați ar trebui să fie totul gata, nu trebuie să dați exec la nimic. Dacă cumva nu vă merge, puteți să dați un exec config încă fugă, dar n-ar trebui să se întâmple nimic, ar trebui să meargă foarte, foarte, foarte ușor. Cam asta a fost acest tips and tricks, sper că v-a fost de folos datorită celor am făcut acest videoclip. Nu uitați să dați un like și share la video dacă v-a plăcut, să vă abonați la canal, iar noi ne vom auzi în curând cu alte noi videoclip. It's